Glorie Domnului! Amin. Suntem în casa Domnului și am vrea din toată inima să-i mulțumim lui Dumnezeu. Avem harul ca să stăm înaintea Lui. Avem harul ca să avem părtășie unii cu alții. Ne-a binecuvântat Dumnezeu ca să fim în casa Lui. Fraților, vă invit să vă ridicați pe picioare și am vrea să ne deschidem inimile. Și din toată inima să-L lăudăm pe Dumnezeu, pentru că merită Dumnezeul nostru să fie lăudat. Cântarea pe care vrem să o cântăm și să începem programul din dimineața aceasta spune: păzește-ți piciorul, străine, când vii în cortul întâlnirii. Eu aș spune că ar trebui să ne păzim piciorul în tot timpul și în toată vremea. Și Dumnezeu să ne ajute. Este poarta cerurilor, e calea
Iubiți frați și surori, mulțumim Domnului pentru ajutorul Lui, mulțumim pentru că din nou avem o zi în care să stăm în casa Domnului, mulțumim Domnului pentru că din nou a făcut pentru fiecare din pământian să răsară soarele pe bolta cerului și mulțumim pentru că în dimineața aceasta suntem aici în casa de rugăciune. Cântare frumoasă care s-a cântat, aici este poarta cerurilor, aici este casa lui Dumnezeu, aici venim ca să stăm de vorbă cu Dumnezeul nostru. Aici venim să-i spunem tot ce avem pe inimă. Dorim în dimineața aceasta să începem timpul acesta de rugăciune cu Dumnezeu și la orice început de lucrare să fie Dumnezeu. Glorie Domnului! M-am gândit în dimineața aceasta la cuvântul acesta, la cuvântul Domnului, cuvânt care este tradus pe limba noastră să-l înțelegem și am deschis cuvântul Domnului în psalmul 119, spune psalmistul 119 cu versetul 11, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu pătrătuiesc împotriva ta. Dumnezeu să ne ajute să strângem cuvântul acesta în inimile noastre. S-ar prea putea să vină vremurile să ni se ia cartea aceasta, dar dacă cuvântul acesta îl avem întipărit în inimile noastre, din inimă nu poate să ne-l ia nimeni. De aceea în dimineața aceasta, dragii mei, pentru că suntem aici, vrem să ne rugăm Domnului, ca Dumnezeu să ne ajute să mergem pe calea aceasta, pe calea îngustă, e luptă, plăceri de șertăciuni pe Ianus, nu împodobită, dar dreaptă și e bună, că duce în sus. Versetul 105, tot din același capitol spune, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărare, lăudat să fie Domnul. De asemenea, Evrei, capitolul 4, versetul 12 și versetul 13, spune despre cuvântul acesta, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăiușuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Lăudat să fie Domnul! Am participat la cursurile de cateheze cu tinerii, cu candidații și m-am uitat peste ei și am văzut că și-au marcat multe versete din Scriptură cu diferite culori și m-am gândit, este bine și frumos să îți subliniez și să îți marchez în Scriptură, dar m-am gândit pe altă parte, cuvântul acesta ne marchează pe noi, cuvântul acesta ne schimbă viețile noastre, ori numai le marcăm în Biblie și facem de capul nostru. Dragii mei, cuvântul acesta este viu și lucrător, spune autorul cărții Evrei. De aceea în dimineața aceasta să rugăm pe Dumnezeu. El poate să schimbe inimi, El poate să schimbă vieți. Duhul Sfânt în dimineața aceasta să fie printre noi toți și Duhul Sfânt să ne cerceteze și să ne ajute că pe pământul acesta nu putem să facem ce vrem noi. Și noi trebuie să fim așa cum spune cuvântul Domnului, să fim grâu curat și dacă este neghină în viața noastră, să putem să dăm la o parte neghină aceasta și să ne ajute Dumnezeu să fim așa cum dorește El, glorie Domnului. Haideți cu toții să intrăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, să-i mulțumim, să-L binecuvântăm și să rugăm, Doamne, suntem în casa Ta, vrem să fim atenți la tot ce se face aici, vrem să strângem cuvântul Tău în inimile noastre și în viața aceasta de fiecare zi să putem să trecem examenul acesta al pocăinței. Nu numai în zile de duminică când venim aici, suntem bine, suntem îmbrăcați, frumos, dar peste săptămână, cum suntem? Pentru că spune cartea Evrei, cartea Corintenilor că noi suntem o epistolă scrisă și citită de toți oamenii. Ce citesc oamenii în epistola noastră? Ce ne citesc oamenii în viețile noastre de fiecare zi? Doamne ajută-ne să fim așa cum ne numim și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Cu toții ne rugăm Domnului. Amin.
Dumnezeu să reverse harul său în continuare peste strângerea noastră în locul acesta. Și toți să avem parte de prezența Lui, să simțim prezența Lui de la cel mai mic până la cel mai în vârstă. Dragii mei, în săptămâna aceasta, de fapt, știam de când a fost afișarea pe grupul de predicatori că o să fiu la rugăciune. Și mă gândeam ce aș putea să vă îndemn pe dumneavoastră și pe mine totodată, pentru că vorbitorii care trec pe aici, în primul rând, își vorbesc lor înșiși, iar apoi poporului. Și mă gândeam, Doamne, ce aș putea să îndemn pe frați? Ce nu știu? Pe tineri care sunt la începutul vieții lor pe acest pământ. Cântarea care am cântat-o, te rog, pune prima strofă. Dacă ați fost atenți, știți despre ce vorbește? Ați ascultat despre ce vorbește? Sau ați fost atenți la versurile acestei cântări? Simțim încet cum harul de la neamuri se va lua. E adevărat sau nu? V-a spus întrebarea asta. Eu, din
91 sau 92, nu mai știu, că am o memorie în ceea ce privește datele, cam nu prea rețin bine. Dar de când am început să umblu la biserică, în tot timpul gândul meu a fost să nu-L întristez pe Dumnezeu. E cu neputință să nu cădem. E cu neputință să nu avem scăderi. Pentru că suntem oameni. Dar tendința noastră trebuie să fie să mă apropii tot mai mult, să iubesc pe Dumnezeu, pentru că nu știu când se va termina alergarea mea pe acest pământ. Nu știu. Gândurile noastre ca și părinți ar trebui să fie să canalizăm pe copiii noștri în așa fel încât energia care o au să o depună în lucrarea lui Dumnezeu, nu în lucrarea celui rău. Mă gândeam la un verset pe care apoi, într-o sâmbătă, am auzit pe un frate spunând unor tineri. Ascultați, în Coloseni, capitolul 3, și am să fiu foarte scurt, pentru că suntem la tipul de rugăciune, nu vreau, vreau să stăm înaintea lui Dumnezeu și să-L rugăm pe Dumnezeu ca El să ne deschidă ochii nouă ca și părinți, iar apoi tinerilor să vadă că lumea aceasta nu le oferă nimic. Destrăbălare, de acolo am venit eu. Și ca mine alții, care nu au crescut în familie de creștini, care nu au crescut cu cuvântul lui Dumnezeu. Aia își doresc tineri în ziua de astăzi. Ascultați în Coloseni, capitolul 3, versetul 2. Zice în felul următor. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Păi dacă eu m-aș gândi la lucrurile de sus, dragul meu, dragii mei, eu nu aș mai putea să îl înțăp pe fratele meu. Eu m-aș comporta cu fratele meu cu întrebă. Cum pot să spun că am legătură cu Dumnezeu când eu cu fratele meu nu am legătură? Sau eu cu fratele nu, pe fratele nu-l pot înghiță dacă vine să-mi spună ceva. Să mă îndrept. Nu? Sau la tineri nu le pot spune nimica pentru că se supără. Iubiții mei, haideți să ne facem o revizuire, să vedem pe unde suntem. În ce stadiu am ajuns de a-L cunoaște pe Dumnezeu? Zice, dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta Lui. Noi, în vremea actuală, în timpurile care le trăim, noi nici nu ar mai trebui să ne îndemne frații să ne hrănim cu lăptic, cum spune. Nu fă, nu cutare, nu aia, nu mânca. Noi ar trebui să facem, să ne gândim cum să stăm înaintea lui Dumnezeu pentru ca Dumnezeu să ne folosească în lucrarea Lui, în a scoate oameni din lume. Cu tot respectul, vă invit să stăm înaintea lui Dumnezeu, ridicați pe picioare și să ne rugăm înaintea Lui. Doamne, suntem cum suntem, suntem oameni păcătoși, dar dorința noastră este de a lucra pentru Tine cât mai mult, de a semăna cât mai mult cu Tine. Și ajută-ne la lucrul acesta. Să ne rugăm înaintea Domnului.
Amin, să ocupăm locul. Continuăm să cântăm toți împreună o cântare. Apoi fratele Daniel Rusu ne va motiva la rugăciune și după rugăciunea aceasta, corul să laude pe Domnul cu o cântare. Amin. Să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul nostru Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin. Spune cuvântul Domnului în Apocalipsa, capitolul 1, cu versetul 5, a doua parte, a Lui, adică a Lui Iisus Hristos, care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre prin sângele Său și a făcut din noi împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl. A Lui să fie slava și gloria în vece vecilor. Amin. Mulțumim Lui Dumnezeu că suntem la casa Lui de rugăciune. Bine ar fi să fim și trup, și suflet, și duh, și El în dimineața aceasta să ne vorbească, să ne îndemne și zic numele Său să fie glorificat în toate. Amin. Ca motiv la următoarea rugăciune, își vreau să mă folosesc de două versete din Romani, capitolul 15, începând de la versetul 12. Cuvântul Domnului spune, tot astfel și Isaia zice, din ei se va ieși o rădăcină care se va scula să domnească peste neamuri și neamurile vor nădăjdui în el. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tare în nădejde. Amin. Am vrea, frați și surori, în următoarea rugăciune să rugăm pe acest Dumnezeu al nădejdii să facă ca prin puterea Duhului Sfânt să putem ajunge până la capăt tare în nădejde și zic Domnul să ne ajute la aceasta. Cât este de adevărat, frați și surori, în vremea aceasta vrăjmașul se luptă cu atâta putere să nu fim așa cum ne cerea cuvântul Domnului aici, tare în nădejde, ci el vrea să fim slabi în nădejde. Și știți de ce? Pentru că vrăjmașul știe un lucru, un om fără nădejde este un om fără Hristos. Așa a spus apostolul Pavel în Coloseni, capitolul 1, cu versetul 27.
O spus acolo Apostolul Pavel, Hristos în voi, nădejdea slavei, lăudat să fie numele Domnului. Hristos să rămână în noi și noi în El și așa vom putea rămâne tare în nădejde până la capăt și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Când ești la necaz, când ești la suferință, când vei trăi, omule, pe pământul acesta, să știi că nu vei avea nevoie doar de credință, ci vei avea nevoie și de nădejde. Pentru că aș vrea să spun în dimineața aceasta, ultimul lucru pe care l-au împocăit de pe pământul acesta, știți care este? Nădejde. Așa a spus neprihănitul Iov, în capitolul 17, acolo a zis, în durerea sa a zis, când strig gropii, tu ești tatăl meu și viermilor, tu ești mama mea și sora mea. O pus acolo Iov o întrebare și a zis, unde mi este atunci nădejdea? Și cine poate să mai vadă nădejdea? Și mai departe spunea Iov acolo, ea, adică nădejdea, se va coborî cu mine la porțile locuinței morților. Ea va merge și ne vom odihni împreună. Nădejdea, frați și surori, nădejde, frate și soră, că atunci când vei închide ochii aceștia, îi vei deschide pe ceilalți și îl vei vedea pe el, pe acela pe care ai nădăjduit toată viața, că va veni în zi și îl vei vedea, și nu doar că îl vei vedea, dar îți va fi și binevoitor, lăudat să fie numele Domnului. Nădejde, frate și soră, că va veni o zi că nu vei mai vedea necaz, suferințe, nu vei mai auzi vești de războaie, ci se va împlini cuvântul lui Dumnezeu care scrie acolo în Isaia, în capitolul 60 cu versetul 19. S-a cântat chiar și la a doua cântare aici, a zis, nu soarele îți va mai sluji ca lumină ziua, nici luna nu te va mai lumina cu lumina ei, ci Domnul va fi lumina ta pe vecie și Dumnezeul tău slava ta, lăudat să fie numele Domnului. Dar pentru aceasta trebuie nădejde, pentru aceasta trebuie credință, pentru aceasta trebuie o luptă care trebuie dusă până la capăt și zic Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Vă invit, frați și surori, să vă ridicați în picioare. Și așa cum am amintit de la început, să rugăm pe acest Dumnezeu al nădejdii să ne facă ca prin puterea Duhului Sfânt să fim tare nădejde până la capăt și Domnul să ne ajute. Amin.
Dragii mei, aș dori să mă opresc la câteva versete, două, sau poate unul, din Faptele Apostolilor. În Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 42. Și cred că am să citesc, poate am să citesc și două versete mai încolo, mai jos. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 42. Pagina în Biblie, în traducerea Cornilescu, 1057. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau de toate de obște. Dacă urmăriți în primul verset care l-am citit, în 42, spune în felul următor. Sunt niște pași pe care trebuie să-i facem. Ei stăruiau în învățătura apostolilor. Care e învățătura apostolilor? Ce au învățat apostolii, fraților? Haideți să fie un dialog între mine, că e urât așa, numai eu să stau să vă tăvorbesc, să ne tăvorbească frații. Haideți să ne punem în aplicare cunoștințele care le avem. Păi ce ori învățat de la Domnul? Exact. Simplu. Cum să-L urmeze pe Domnul? Ce trebuie să facă? Dar apoi o transmis celor după ei. Apoi stăruiau în legătura frățească. Odată ce-L cunosc pe Dumnezeu, vreau să am legătură cu Cel de lângă mine. Nu? Interacționez cu El. Când interacționez, îl cunosc pe Dumnezeu, interacționez cu fratele meu, atunci am părtășie cu El. Vreau ca tot eu și El, sau El și eu, fratele meu și cu mine, să stăm la masa Domnului, pentru ca să primim putere. Atunci primim puterea de la Dumnezeu. Ca apoi, în rugăciune, El ne va da Duhul Său ca să-L urmăm. Asta au fost, sunt doar câteva gânduri, am încercat, mi-am făcut aici. Asta e o predică, fraților. Dar nu pot să vă țin o predică la un îndemn de rugăciune. E un îndemn de rugăciune pe care vreau să-l comprim atât de mult și să rămânem cu maxim de cum trebuie să îl urmăm pe Hristos și ce trebuie să facem. Nu pot să-l cunosc pe Dumnezeu dacă eu cu fratele meu nici nu-l văd, nici nu-l pot vedea, nici nu-l pot accepta. Este așa eu, nu? Mă scuzați. Așa este sau nu? Cum pot să spun că iubesc pe Dumnezeu când eu cu fratele meu nu pot să am legătură, că eu, fratele meu nu-i la nivelul meu. Dar cine sunt eu, fraților? Deci cel mai mare să fie cel mai mic între voi. Nu? De ce credeți că facem spălarea picioarelor? Vă dau o temă de gândire, pentru ca să știți pentru ce facem spălarea picioarelor. Și cred că o știți. Să fim fericiți? Să arătăm, o Doamne, că într-adevăr vrem să avem parte cu frații noștri. Și că-s mai mic ca și fratele meu. Pe fratele meu ridic. Aia o făcut Domnul. Dacă El, învățătorul, a făcut lucrul ăsta. Eu nu-s dator să fac. Și nu fac decât ce-s dator. Vă invit cu tot respectul să stăm înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, ajută-ne să înțelegem cuvântul Tău. Prima dată este cuvântul, să-l citim și să-l înțelegem. Iar apoi vine rugăciunea și toate alealte. Nu încercați să luați numai o vâzlă sau să nu încercăm să luăm numai o vâzlă în barca acestei vieți, că ne învârtim roată.
ăsta e tot cuvântul lui Dumnezeu, e legea lui Dumnezeu, e scrisoarea de dragoste pentru mine și pentru dumneatale, pentru dumneavoastră, dragi tineri. Pentru ca să puteți înainta pe cale, pentru ca să înțelegeți că legile care le dau oamenii ăștia nu-s legile lui Dumnezeu. Ei îl urăsc pe Dumnezeu. Vreți asta să o faceți? Tineri dragi, sunteți viitorul de mâine a creștinismului. Vă place să fiți compromiși cu el? Cu lumea asta? Ascultați o lege și cu asta închei și ne rugăm înaintea lui Dumnezeu ca El să ne dea putere să împlinim cuvântul Lui cum trebuie să-L împlinim. Nu pe ocolișuri, nu să fentăm versetele numai care îmi plac ca să dau bine, nu. Este o lege, care o scos-o acum, că sunt 37 de genere, este că nu știu cum să vă spun în românește, generos, genuri. Dacă eu mă sunt o berenjena, un morcov sau eu știu eu ce, îs acceptat, ca așa mă sunt eu pe dinăuntru. Nu, fraților, este bărbat și femeie. Dumnezeu asta o lăsa scris. Păi cine sunt eu ca să schimb pe legea lui Dumnezeu? Cine îs? Și atunci... Vreți să vină aici cineva care are o gândire de asta demonică ca să-l vedeți aici? Nu? Dragii mei, trăim vremuri grele și ăsta e numai începutul, să știți. Ăsta e începutul durerilor. Și dacă copiii noștri n-o să învățăm cum trebuie cuvântul lui Dumnezeu, va fi vai și amar. Vreți ca să... Ce dorim? Sau, nu, cred că mă exprim greșit. Ce dorim noi, de fapt? Ca toți, până la cel mai mic, să fie cu noi în cer sau să aibă acces la lucruri? De fapt, acces au, dar să cel rău să dispună de tinerețea lui. Eu cred că vrem ca copiii noștri să-L slujească pe Dumnezeu și Dumnezeu să lucreze în privința aceasta. Să ne rugăm cu tot respectul înaintea lui Dumnezeu și cu teamă. Amin.
Să fie Domnul. Am vrea, frați și surori, următoarea rugăciune să o înălțăm către Dumnezeu pentru cei în suferință, pentru cei în necaz și zic Dumnezeu să lucreze. Spunea fratele Mitica seară dintr-un psalm, am rămas marcat și aș vrea să dau citire din psalmul 84, câteva versete, doar 4 versete, începând de la versetul 4 până la 8. Și aici cuvântul Domnului spune, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Ferice de cei ce-și pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia vala plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Doamne, Dumnezeul oștirilor, ascultă rugăciunea mea. Ia aminte Dumnezeului Iacov. Amin. Multă vreme, frați și surori, am crezut că aici fiul lui Core, când vorbește în versetul 6, când străbat aceștia valea plângere, multă vreme am crezut că fiul lui Core, când vorbește de valea aceasta a plângerii, am crezut că se referă la pământul acesta plin de necazuri, plin de suferințe, plin de boli. Dar am ajuns, frați și surori, citind acest verset, am ajuns la concluzia că aici fiul lui Core se referă la locul acesta de închinare. Pentru că aici, frați și surori, vine cel bolnav și plânge ca să fie vindecat. Aici vine cel încercat și plânge ca să fie ajutat. Aici vin tu și eu, venim și plângem înaintea lui Dumnezeu, căci vrem să căpătăm îndurare, vrem să căpătăm iertare, nu-i așa? Lăudați să fie numele Domnului. Ei bine, frați și surori, toate aceste lucruri se întâmplă în valea asta plângere. Dar aș vrea să nu uităm un lucru, frați și surori. Când noi toți străbătem această vale a plângerii, când noi toți, în care în inima noastră locuiește încrederea, străbătem această vale a plângerii, o putem preface într-un loc plin de izvoare.
Pentru că ploaia timpurie este prezența Duhului Sfânt care nu întârzie niciodată. Prin El, frați și surori, ne putem înfățișa înaintea lui Dumnezeu în Sion. Și El ascultă rugăciunea mea, El ascultă rugăciunea ta și lucrează după planul voii sale, binecuvântat să fie numele Domnului. Așa cum spuneam, vă invit să vă ridicați în picioare. Următoarea rugăciune o să o facem pentru cei bolnavi, pentru cei în suferință. Să ne rugăm pentru fiecare suflet în parte care îi scris pe lista aceasta și am un bilet care spune să ne rugăm pentru fratele Lucian din Toledo. Este în comă, internat în spital. Domnul să lucreze. Aș vrea să spun, frați și surori, toți aceștia care sunt aici pot preface locul acesta într-un loc plin de izvoare, lăudat să fie numele Domnului. Dumnezeu are putere și astăzi să lucreze, Dumnezeu are putere și astăzi de vindecare, binecuvântat să fie numele Domnului. Aș vrea să dau timp, dacă mai sunt cauze, să se anunțe și apoi vom intra în rugăciune. Amin. Domnul să lucreze. Dacă nu mai sunt, mergem înaintea lui Dumnezeu și rugăm Dumnezeu să se atingă de fiecare suflet bolnav. Amin. Amin. Doamne, venim. Amin, să ocupăm locul. Mulțumim Domnului pentru timpul acesta de rugăciune, mulțumim fraților care au slujit, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Înunim să stăm înaintea Domnului într-un duc de ascultare, să ascultăm cântări spre lauda Domnului. De aceea, toți împreună cântăm o cântare, apoi corul să se pregătească să laude pe Domnul cu o cântare. Fratele meu, frate, va recita o poezie. În timpul acestor cântări, dacă mai sunt în sală dorințe,
de a lăuda pe Domnul, să ne scrieți un bilet și vă vom da loc. Domnul să primească toată lauda și toată gloria să fie înălțată înspre El. Apoi pentru cuvântul Domnului, fratele Mitică Moldovan la timpul potrivit, Domnul să-L binecuvinteze în slujire și în lucrare. Amin. Să cântăm acum. Oh,
suflet care s-a amintit mult zilele trecute aici la rugăciune și spunea că viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Și m-am gândit la omul lui Dumnezeu, David. David nu l-a cunoscut pe Dumnezeu doar atunci când a mers să se lupte cu filisteanul. David a avut experiențele lui înainte. El îl cunoștea dinainte pe Dumnezeu și el a avut toată credința că Dumnezeu este acela care îl izbăvește. Slăvit să fie Domnul! Să ne ajute Domnul ca cu toții să putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu cu adevărat. Puterea Ta, o Doamne, mereu ne-a învățat. De ea mereu vorbește David și Goliat. Acest tablou, o Doamne, în care ai oglindit aleșii Tăi din oameni prin care Te-ai mărit. În ei vedem putere. În ei și planul Tău, în ei și diferența de om și Dumnezeu. Că Tu alegi din oameni pe care i-ai păstrat să lupți cu ei în lume, să învingi pe Goliat. Și cine sunt aceia pe care vocea-ți cheamă? Sunt cei mai mici din lume și nebăgați în seamă. Cu ei, în orice vreme învins ai orice zid și sunt mereu în valuri, ca tânărul David. Aici se încurcă omul și lesne dă mult greș, că nu-ți cunoaște planul și nici pe cei aleși. Și în orice timp din viață, ca și atunci și în alte dăți, ei au privit la față, dar nu la calități. Căci orice luptă dată și orice biruință a fost determinată de fiii de credință. Zadarnic filisteanul s-o fi încrezut în el, căci a căzut tot planul și capul lângă el. Nu s-a gândit vreodată păgânul uriaș că cel cădea va pradă ucis de un copilaș, când 40 de zile răgnea privind la cer, cu capul tot în zale, abia-l vedeai din fier. Să-mi scoată acum Israel, răgnea ca un bărbat. Sunt gata de bătaie, să vină un adversar, să vină de vrea Saul, sau altul chiar să vină de vrea să-și vadă trupul și sângele în țărână. Veniți de aveți îndemnuri, veniți de vă luptați, chemați-l și pe Domnul la care vă închinați, chemați-l să vă asculte, pe Dumnezeu din cer, nici El nu vă va scoate din brațul meu de fier. Și cum scotea păgânul cuvinte de îngânfare, oștirea filisteană îl ofensau mai tare, zbierau, urlau într-una, urcau spre Port Carmel, veneau cu toți în grabă să atace Israelul. O, tabăra lui Saul, de frică cum răcnește, ca oile în staul, când lupul le pândește, a disperat chiar Saul și cortul lui cel mic, că nu era în Israel un om așa boinic. Treceau fiorii morți prin Saul și popor, când s-au convins cu toții că n-au un luptător. Și vai, că filisteanul amenința, înainta mereu și amenința cu pumnul, hulind pe Dumnezeu, oștirea lui în spate, ca norii plini de ploaie, stătea grupat încete în linii de bătaie. S-a dus orice speranță și Saul, vrând, nevrând, dă ordin la oștire să steie toți în rând. Își cheamă acum sutașii și copiii de oștire să aleagă dintr-o stașii cei mai voinici în fire, ca unul dintre acestea, văzut mai dezvoltat, să reprezinte oastea luptând cu Goliat. Că văd că nu-i scăpare, păgânii se răscoală. Dar vai,
că nu-i nici care să-și îndrăzneală, se apropie amurgul, se apropia și leul, tristețea umple cortul și tabăra lui Saul. Pe o margine de coastă, târât, pe un rozoraș, venea zorind spre oaste zâmbind un copilaș. O praștie avea în mână, o traistă avea în spate, venea să aducă hrană și vești de sănătate, dar n-ajunsese bine plăpândul de copil și aude filisteanul hulind pe Israel. Stă tânărul o clipă mirat de prima veste și se grăbi în fugă să întrebe, cine este? E un om fără de milă, e un filistean din Gad, de 40 de zile răcnește neîncetat. Și cum? Aveți răbdare? Primiți așa blestem? Nu v-a sculat niciunul să-l ștergeți de pe lume? Asta e poveste veche. De când căutăm noi unul, dar nu găsim pereche să lupte cu păgânul. Voi, casa lui Israel, voi, fii de Dumnezeu, vă înspăimântați de un demon, de un spirit de ateu? N-avem un tată în ceruri? Voi n-ați citit deloc cum și-a trecut poporul prin ape și prin foc, cum a oprit Iordanul și Marea Egipteană? Nu va opri un spirit de nație păgână? Eu merg să lucru cu acela. Pe toți vă voi convinge că-l satur eu de hule și-l satur eu de sânge. Tu vrei să mergi, copile? Tu poți să faci vreun salt când el pe lângă tine e de două ori mai înalt și el e om războinic, crescut de tinerel? Tu n-ai să poți, copile, nici nu încerca de fel. Voi nu-mi veți stânge zelul, spuneți orice veți spune, eu merg. Spuneți la Saul că eu îl voi răpune. Eu sunt păstor de turmă, crescut de tatăl meu, și nu de mult în urmă am sfâșiat un leu. De câte ori în turmă un urs lua vreun miel, eu i-o luam din urmă și mă luptam cu el. Vezi, robul tău pe față, nu prea mult timp s-a scurs de când cu aceste brațe am sfâșiat un urs, acel ce mi-a dat leul și ursul să-l înving, acela îmi dă și trupul păgânului să-l frâng. Văzând Saul dovadă cu fapte de erou, își aduce în grabă costumul de război. Deși văzut că-i gramnic, tonul lasă prea lesne și el îmbracă pe David din creștet până în glesne. Dar hainele de zale de tot îl ghemuiește. El îmbrăcat în ele nici nu putea să miște și zise în disperare, n-am eu un tată în cer, așa-mi face scăpare dacă mă îmbrac în fier și ne putem să-l țină, trânti costumul jos, luă praștea în mână și haina de păstor și coborând la vale, în cel mai gramnic pas, luă 5 pietricele, ce-s bune pentru tras și cu un toiac de acasă, cu praștea în mână, îl vezi din rând cum iese spre vipera păgână. Când vede filisteanul din David un copil, din nou înalță tonul, hulind pe Israel, tu vrei să vii la mine? Cu ce vrei să te lupți? Păi ce-s eu oare? Câine de cu toiac mă aștepți? Dar rască-ți iau eu capul, tot Israelul să vadă că-ți dau la păsări trupul și sângele tău pradă. David, precum pășește, mai mult curaj și bine, ce gura ta rostește, voi face eu din tine, tu suliță și în săbii credința ta ți-o pui. Eu mă încred în Domnul și pe puterea Lui, tu ieși în scut, în zale te-ai îmbrăcat de tot. Eu vin să stau în cale cu Domnul Sabaot, căci astăzi este ceasul în care tu între morți, eu am să stai chiar capul cu sabia ce-o porți, să vadă tot poporul, Israelul să vadă, că-ți dau la păsări trupul și sângele tău pradă,
să știe oricine că sabia-i cuvântul și nu armele lumii vor birui pământul, să știe lumea întreagă și neamul tău ateu că în Israel există și fiva Dumnezeu. David zburda ca un miel pe câmpul de bătaie, iar Goliat, caleul, urla ca să-l sfâșie. David, cu o mână în traistă, cu ochii după pas, își potrivi o piatră ce-i pune pentru tras. Și cu un ochi la piatră, cu altul la dușman, își și fixă deodată, după ce rescul plan. Când leul se întețește în salturi tot mai crunte, David îl și lovește cu piatra drept în frunte. Căzu! Strigă Israel. Păgânii dau să vadă. E mort! Nu se mai scoală! Nu le venea să creadă, David din două salturi de Duhul Sfânt împins ajunge în grabă trupul cadavrului întins. Îi taie în grabă capul păgânului ateu, înalță vesel capul, slăvind pe Dumnezeu. O spaimă ce îngrozește, o groază îi alungă, Israel pe-a lor urmă fugea să mai ajungă. N-au mai oprit din cale poporul filistian până au ajuns cu toții în vale la Ecron. Israel pe o vale și Saul mergea în frunte, David pe altă parte le-a și ieșit înainte. Oștirile lui Saul pe loc i-a încercuit, i-a prins ca într-un staul și a măcelărit. De atunci, oastea filistiană, convinsul sa mereu că în Israel există și fiva Dumnezeu. Tu ramura lui Iuda, Israelule nou, tu ce extragi din pilda prezentului tău front? Astăzi, Goliat trăiește. E mort acel din Gad, dar astăzi oglindește spiritele din iad. În el luptau păgânii, poporul filistian. Astăzi vezi luptând demonii în frunte cu Satan și oile lui planul îl văd și azi de asemenea, căutând, dar nu terenul, ci inime de oameni. Făptura cea umană, ființa cea cerească, el caută cu răzbunare și-ar vrea să o cucerească. Și-ar cuceri-o sigur, acest spirit de leu, de David ar fi singur și n-ar fi Dumnezeu. Dar cel ce-a dat lui David așa credință vie, născută azi în lume ca el, o seminție. Iar noi, în timp ce Domnul lupta, va îl învinge, aceia aleși de Domnul, aceia toți vor plânge. Dar iată o întrebare, la care nu-ți dau greș. Cine-s aceia care de Domnul sunt aleși? E greu răspunsul astăzi, cum ieri a fost lui Saul. De aceea lupul doarme cu oile în staul, căci mulți nu pune bază pe aceia aleși de Domnul. Ei care cum visează, ei zic că au îndemnul de s-ar scula azi Petru să vadă aceste sperți. Ar zice că fac teatru din zerpă celor morți. De 2000 de viacuri, de când călcăm altarul, vai, unde ne e dorul și unde am lăsat harul? Ne mulțumim că aducem credința prin cuvânt, dar unde am lăsat crucea și unde-i Duhul Sfânt? Atâtea oi în turmă și miei sunt grav rănite, atâtea cad în urmă, atâtea sunt răpite. De ce n-am face focul ca alți păstori de turmă? Că ți-ar puti toți lupii și n-ar intra în turmă. De ce am lăsat vrăjmașul? De ce n-am făcut zid? Ah, unde sunt aleșii urmașii lui David? Iar Petru în disperare ar suspina, ar plânge. Azi lupta e foarte mare, dar Goliat învinge. David din nou loviva cu piatra lui Hristos și Goliat cădea a doua oară jos. Noi spunem toți că harul și ploaia cea târzie se aude întreg ogorul, căci iarăși o să vie
și vei vedea demonii ieșind din goana mare. Ieși vor și din oameni, dar și din adunare. Ieși va chiar păcatul ce în mulți a saibit și chinurile toate aduse din Egipt. Și orbi și șchiopi, cei suferinți de tot, cânta vor mâine în templu, ca David la Chibot, și vei vedea credința, că nu e o teorie, în Duh se dă credința și toți cei morți învie. Să-l vezi atunci pe Petru, ca și la revărsare, cum seamănă cuvântul cu har, cu înflăcărare, vedea vei în ochi dorul și arma de lumină, de parcă-l vezi pe David cu praștea în mână. Când Domnul revărsa va izvorul cel ceresc, afla va de aceasta întregul univers. Atunci, chiar dacă moartea ar fi să stea în drum, nu-i vor opri pe aceia ce l-au pe Domnul scut, nici Nero și nici Ava, nici frații lui David, nici moartea, nici satana nu pot să facă zid. Făcliile credinței vor arde ca o ceară, ei își vor da chiar viața să ajungă în sfânta țară. Cu fețele senine, cu zâmbetul senin, am trece toți ca Ștefan la moartea de martir. Dar azi să dăm dovadă că-l credem fiecare. Mai bine astăzi plângem decât în ziua mare. De aceea astăzi, Doamne, cu inima-n fierbinte, eu mă îndresc pe Tine și azi mă rog, Părinte, primește-ne credința. Primește-ne tot dorul, arată-ți Tu lucrarea s-o vadă întreg poporul. Mai dă-ne biruință, cum altora ai dat, Tu ne arăți ca pildă David și Goliat. Amin. În continuare să mai ascultăm corul care va lăuda pe Domnul cu o cântare. După cântare de cor, surorile Ali și Jesse Puțan va lăuda pe Domnul cu o cântare. În urmă, un grup de frați împreună cu fratele Sebi, o cântare. Apoi, fratele Daniani va lăuda pe Domnul cu o cântare. Și în urmă, fratele Emanuel Cruceru va lăuda pe Domnul cu o cântare. După toate aceste puncte, vom cânta toți împreună o cântare. Ne vom închina Domnului cu darurile noastre de bunăvoie, vom face colecta și apoi ascultăm cuvântul Domnului prin fratele Mitic.
cu inima curată, Doamne, este tot ce-mi doresc din partea Ta. O inimă curată, Doamne, este tot ce-mi doresc din partea Ta. O inimă care răutatea să nu stea, o inimă care să domnească. Și m-au înconjurat.
Ce-ai promis, cred că vei împlini.
simt ocrotit de brațul tău cel sfânt. Lăudat să fie Domnul! Atâtea îndemnuri frumoase, atâtea cântări frumoase și mai vin și eu încă o cântare. Lăudat să fie Domnul! Este o cântare minunată care mie mă vorbește personal și eu cred că în dimineața aceasta vorbește Bisericii Emanuel, pentru că am avut minuni, rugăciuni în serile trecute minunate și cu cât învățăm mai mult și cu cât strângem mâna noastră inimii mai mult, rodul nostru va fi mai mare și când o să stăm cu Iisus Hristos la masă, a fi o zi minunată în aceea vreme când se va întâmpla aceasta. Eu multe lucruri nu înțeleg, o Doamne, este începutul cântării și dacă se cunoaște să lăudăm cu toți această cântare, amin. Eu multe lucruri nu înțeleg, o Doamne, în mersul meu pribeac pe acest pământ, dar Tu ai spus aveți credință în mine, căci eu am fost și voi fi cel ce sunt, dar Tu ai spus aveți credință în mine, căci eu am fost și voi fi cel ce sunt. Atâtea piedici astăzi se ridică, să-ngreuneze mersul meu spre cer, și deseori corabia-mi derivă, îmi înspăimântă duhul meu stinger. Atâtea piedici astăzi se ridică, să-ngreuneze mersul meu spre cer, și deseori corabia-mi derivă, îmi înspăimântă duhul meu stinger. O, Tu, acel ce dăinui aurora, Tu, ziditorule din temelii, vino și ascultem astăzi rugăciunea și omul din lăuntru să-l învii. Vino și ascultem astăzi rugăciunea și omul din lăuntru să-l învii. Dă-mi iartărie ca să trec cu bine dureri, ispite, lupte, stărui. Fă să tresalte sufletul în mine și rugile să-mi fie mai fierbini. Dă-mi iartărie ca să trec cu bine dureri, ispite, lupte, stăruiți. Fă să tresalte sufletul în mine și rugile să-mi fie mai fierbiți. Căci am uitat urcând cu greu cărarea, căci Tu
ești totul, tu le programezi. Și când de bună voie nu vrea robul, prin suferință tu îl modelezi. Și când de bună voie nu vrea robul, prin suferință tu îl modelezi. Și îngădui peste el și vorbe grele, și pietre chiar de prinse dintre strici, și goale și suspire și necazuri, că-s viața trece și prin băi adânci. Și îngădui peste el și vorbe grele, și pietre chiar de sprinse dintre strici, și boale și suspine și necazuri, că-ți viața trece prin băi adânci. O iartă-n necredința și orgoliu, nesăbuința de a alege el. Ajută-mă în orice împrejurare, să las ca să aleagă Dumnezeu. Ajută-mă ca în orice împrejurare, să las ca să aleagă Dumnezeu. Dă-mi iartărie ca să trec cu bine dureri, ispite, lupte, stăruiri. Fă să tresalte sufletul în mine și rugile să-mi fie mai fierbinți. Dă-mi iartărie ca să trec cu bine dureri, ispite, lupte, stăruiri. Fă să tresalte sufletul în mine și rugile să-mi fie mai fierbinți. Amin. Pace. Doresc ca Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. Mulțumesc Domnului pentru dimineața zilei de astăzi. Mulțumesc Domnului pentru această adunare. Mulțumesc Domnului pentru fiecare dintre dumneavoastră care acum 15 ani, luna asta se împlinesc 15 ani, de când ne-am apucat să renovăm această navă. Mulțumesc Domnului pentru fratele Mitică cu Vali, ei au făcut acoperișul. Fratele Bujeniță cu fratele Laie și fratele Cătană, ei au făcut sudurile de la acoperiș. Fratele Dani Puțan a făcut tavanul, solul și geamurile. Mulțumesc Domnului pentru toți. Mulțumesc Domnului pentru fratele Dinu care a făcut aerul condiționat cu care îl avem. Mulțumesc Domnului pentru fratele Cornel, care a făcut instalația electrică. Mulțumesc Domnului pentru Sami Puțan și echipa lui cu Beni, care au făcut, au dat gipsul și au făcut lucruri în biserica aceasta. Mulțumesc Domnului pentru Sandu Leonte, care el a adus machinaria. M-am uitat săptămâna asta, am stat și m-am uitat pe filmări și am văzut tot și mi-am adus așa aminte cu bucurie de fiecare în parte. Fratele Itamar a făcut pe din afară. Mulțumesc Domnului pentru fiecare. Mulțumesc Domnului și Domnul să vă binecuvinteze. Bunul Dumnezeu să vă răsplătească. Mulțumesc Domnului pentru fratele Ezechiel și sora Persida. Ei au fost, Ezechiel și fratele meu Alin, au fost diriginți de șantier. Ei au
supravegheat toată lucrarea. Scaunele acestea este datorită lor și fratelui Andrei. Și mulțumesc Domnului pentru tot. Și Domnul Dumnezeu să vă răsplătească însutit și înmit. Mulțumesc Domnului pentru surorile care au adus mâncarea când se lucra aici. Mulțumesc Domnului pentru tot și rog pe bunul Dumnezeu să vă răsplătească cu viață veșnică. Rog ca Domnul să vă dea înmihit și însutit. Îi mulțumesc lui Iisus pentru tot. Cântarea care vreau să o cânt, zice: Te slăvesc, Iisuse, pentru tot ce Tu mi-ai dat. Slăvi să fie Domnul! Te slăvesc, Iisuse, pentru tot ce Tu mi-ai dat, cu binecuvântări mai binecuvântat. Pace în inimă mereu mi-ai revărsat, ce mare bucurie e să fii salvat. Îți mulțumesc pentru speranță ce o am în această viață, că într-o zi voi fi în cer, unde lacrimile pierd te voi vedea în față, voi vedea slava măreață. Îți mulțumesc, îți mulțumesc. Îți mulțumesc pentru speranță ce o am în această viață, că într-o zi voi fi în cer, unde lacrimile pierd și te voi vedea în față, voi vedea slava măreață. Îți mulțumesc, îți mulțumesc. Fire ție, Doamne, de la mine nici când nu ai să plec. Primește mulțumirea ce acum eu ți-o aduc. Îți mulțumesc, o Doamne, ai avut. Îți mulțumesc pentru speranță ce o am în această viață, că într-o zi voi fi în cer, unde lacrimile pierd și te voi vedea în față, voi vedea slava măreață. Îți mulțumesc, îți mulțumesc pentru speranță ce o am în această viață, că într-o zi voi fi în cer, unde lacrimile pierd și te voi vedea în față, voi vedea slava măreață. Îți mulțumesc, îți mulțumesc. Amin. Și Domnul să vă binecuvinteze pe toți.
respect ceea ce aveți Scriptura la dumneavoastră, să o deschidem în dimineața aceasta la Evanghelia după Matei, capitolul 5, vom începe citirea de la versetul 21 la versetul 26 inclusiv. Pagina în Biblie 927, Evanghelia după Matei, capitolul 5, de la versetul 21 în jos. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine semâne pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului. Și oricine va zice nebunului va cădea sub pedeapsa focului ghenei. Așa că dacă îți aduci darul și acolo îți aduci aminte căci fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo, înaintea altarului, și du-te întâi de te împacă cu fratele tău, apoi vine și adu-ți darul. Caută să te împaci de grabă cu părâșul tău câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva părâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuți. Tată Sfânt din ceruri, mi să-ți mulțumesc frumos de harul pe care ne l-ai dăruit și în dimineața aceasta. Har de a ne ridica din așternuturile noastre, de a ne deschide ochii, de a auzi cu urechile, de a vorbi cu gura, de a umbla pe picioarele noastre, har de a veni și de a intra în casa ta. Te rog frumos să privești cu îndurare înspre noi, să privești cu îndurare înspre robul tău, să privești cu îndurare înspre poporul tău. Binecuvintează-ne în dimineața aceasta cu prezența harului tău. Vrem să ascultăm cuvântul tău și vrem să-l împlinim în viața noastră de zi cu zi. De aceea avem nevoie de ajutorul tău. Binecuvintează-ne și îți mulțumim că o să o faci, fiindcă toate aceste lucruri le-am cerut în numele scumpul tău Fiu, Iisus. De aceea îți și mulțumesc. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Mulțumim Domnului de harul pe care îl avem de a veni încă la casa de rugăciune și acesta vreau să vă spun că este un har pe care Dumnezeu încă ni-l a hărăzit și încă ni-l hărăzește, nu știu pentru cât timp, dar ceea ce este cert este că cuvântul Dumnezeu ne învață să răscumpărăm vremea, că zilele sunt rele. Dacă oamenii le va părea rău de ceva, le va părea rău de toate oportunitățile pe care le-au avut să vină la casa Domnului și nu le-au folosit. Le va părea rău că au avut Scriptura și n-au citit-o. Le va părea rău că Dumnezeu i-a înfrățit cu frați de toate culorile și nu s-au bucurat de ei. Le va părea rău că au putut să ajungă în cel mai frumos loc și n-au ajuns. Nu din pricina că au făcut mari lucruri și mari păcate. Că de multe ori de păcatele mari toți ne ferim să nu le facem. Dar alea micuțe. Alea micuțe care împiedică alergarea noastră înspre Dumnezeul nostru. Nu știu dacă ați fost atenți, îmi place totdeauna să fiu atent ce cântări se cântă. Ce are în vedere Duhul lui Dumnezeu într-o vreme ca și aceasta?
Și una din cântări Dumnezeu ne chema să ne întoarcem. Să ne întoarcem la dragostea din tâi. Să fim atenți. Și am zis, dacă Dumnezeu îl cheamă pe cineva să se întoarcă, atunci Dumnezeu știe că s-a depărtat de la acea dragoste. Cel mai frumos model este modelul Scripturilor. Glasul Domnului n-a strigat odată prin Scriptură și a strigat de 10 de ori în dreptul lui Israel. Și dați-mi voie să vă spun că a strigat de 10 de ori în dreptul nostru, în dreptul meu, în dreptul casei mele, în dreptul tău, în dreptul casei tale, în dreptul copiilor tăi, să te întorci. Dar să nu te întorci cu fața, cu spatele la Dumnezeu și să te întorci cu fața către El. Strigă prin Ieremia, întoarceți-vă la cărările vechi, întrebați care sunt. A început din nou să citesc Biblia și din ce în ce o iubesc tot mai mult. E o pasiune, e ceva ce îți dă siguranță, era ceva ce îți dă nădejde, ceva ce te face să fii sigur într-o lume a nesiguranței. Să ai siguranță între un Dumnezeu care este suveran. Apoi altă cântare spunea, e adevărat că s-au făcut multe comentarii pe textul acestei cântări. Și spunea, simțim încet cum harul de la neamuri se tot ia. Și ușa e gata aproape să se încuie. Unii spun nu e adevărat, alții spun e adevărat. Citiți Biblia. Biblia este adevărul absolut. Și în Biblia aceasta apostolul Pavel vine să vorbească despre ceea ce gândesc eu că autorul acestei cântări a vrut să spună. Și când apostolul Pavel în cartea Romanilor vorbește despre Israel, vorbește despre identitatea lui, vorbește despre neamul lui. Și când caută să aducă în fața neamului să spună și să le pună întrebarea aceasta, a lepădat Dumnezeu pe Israel? Și răspunsul lui Pavel, prin călăuzirea și ungerea Duhului, spune, nici de cum. Nici de cum. Au fost o perioadă când mari teologi n-au știut cum să le așeze lucrurile din Scriptură, că a fost o perioadă de mai mult de 1500 de ani, când de pe scena istoriei, Israelul a dispărut. Nu mai era stat. Dar în 48, ca să se împlinească cuvântul Scripturilor, că într-o zi se va naște un popor din nimic, ca într-o zi să se ridice prim-ministru Ben-Gurion și să declare independența statului evreu. Și din momentul acela a început ceasul lui Dumnezeu să se rotească. Bucurați-vă, Biserică Emanuel din Chindănar, că încă avem har. Bucurați-vă, copii, bucurați-vă, tine, că încă avem har. Se va întoarce la evrei. Ca să se împlinească Scriptura aceasta, tot Israelul va fi mântuit. Și spune Pavel, dacă prin împietrirea inimii lor, noi, neamurile, noi, românii,
am intrat în făgăduințe, am intrat în planul măreț al lui Dumnezeu, pune întrebarea aceasta, ce va fi întoarcerea lor decât venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Dimineața aceasta, așa cum Adele Puiu spunea că și el s-a uitat pe programare să vadă și el și-a spus, mi-am făcut o schiță, o predică, nu am schiță. Probabil ar trebui să-i cer schița lui, să o predic, predica lui. M-am uitat și eu pe programare și am văzut că la rândul cetei, așa cum era și în Israel, rânduiala aceasta, să-ți vină rândul. Deși la unii le vine mai des, la alții mai rar, dar nu e o problemă, că ne vine rândul. Fiecare la rândul cetelui le vine rândul. Și am văzut. E adevărat că de multe ori la predicatori ne-e mai ușor să ne alegem noi textul. Despre ce să predicăm, cum să predicăm. Dar a spus soției, dimineața biserica are un obicei și mulțumesc Domnului pentru acest obicei, pentru această rânduială, să predice predicatorii despre textele care sunt puse, așezate acolo. Și titlul lecțiunii din dimineața aceasta este Împotriva violenței. Am citit acest cuvânt și primul verset începe cu cuvintele care spun în felul următor. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucideți. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Împotriva violenței. Probabil unii gândiți în inima voastră, păi ce să se vorbească împotriva violenței în biserică? Ce să se vorbească împotriva violenței în familie? Persida dă din cap și are dreptate, știe de ce. De ce să se vorbească împotriva violenței între tine, între adolescenți? Între copii. Dacă nu ne deschidem ochii, ascultați-mă bine ce vă spun acum, vom culege roade. Violența este transmisă pe toate canalele, pe toate mediile. Violența este semănată în inima copiilor încă de micuți, de la un an, doi ani. Și tot nu înțeleg pe parlamentari și pe cei ce dau legi, că de multe ori ies în stradă cu pancarde mari, Henru, încă o femeie, încă un atac. Nu-i pot să înțeleg când ei promovează violența. Probabil de multe ori ca părinți ne mulțumim să le dăm un telefon copiilor și să stea liniștiți. Probabil ne mulțumim ca să îi lăsăm în casă și să le punem un televizor așa cât se poate de mare, o pantaje cât de mare să vadă lucruri reale. Și copiii noștri sunt infectați. Bărbații sunt infectați. Femeile sunt infectate. Fiindcă deschid porți pe care n-ar trebui să le deschidă niciodată.
și te miri. Ca tată, te miri ca mamă că spui, dar nu l-am învățat. Când începe să tropăiască în fața ușii și să spună, nu vreau să fac. Când începe să-ți întoarcă vorba și numai să nu te plesnească. Și uităm ce e mai important, să învățăm cuvântul Scripturilor. Violența apare încă din primele pagini al Scripturilor și unul din motive și în spatele căruia se ascunde violența este invidia, gelozia. Prima carte a Bibliei cu numele Genesa apare un pasaj frumos în Scriptură care spune că doi frați au adus fiecare câte o jertfă. Cain și Abel. Cain a adus o jertfă din roadele câmpului. Abel a adus o jertfă din turma lui. Și cuvântul Scripturilor spune căci Dumnezeu a privit și înspre unul și înspre celălalt, și înspre jertfa unuia și înspre jertfa celuia. Dar apare invidia. Că Dumnezeu e suveran, că Dumnezeu știe atitudinea, că să nu credem că dacă aducem o jertfă, gata, e și primită. Dumnezeu a privit înspre jertfa lui Abel și a primit-o. A privit înspre jertfa lui Cain și înspre el n-a primit. Și apare invidia, se naște gelozia și cartea Proverbelor spune că gelozia e mai rea și mai grea decât moartea. Să ferească Dumnezeu biserica, să ferească Dumnezeu familiile de duhul acesta geloziei. De a da din coate, de a trece peste ei, de a face orice, de a se purta violent, ca să-și obțină scopul. Nu-i așa? Că dacă faci binele, bine vei fi primit, dar dacă faci răul, răul pândește la ușă, dar tu să-l stăpânești. Nu suntem supra oameni. Că am mai auzit eu predici ca și acestea spunând, păi 50 de ani de căsătorie și nu m-am certat niciodată. Că în casă la noi au fost numai flori, numai roz. Și am vrut să spun, ceva n-a fost normal acolo. Ori a fost unul care a fost surd, ori a fost care a fost unul care a fost orb, ori a fost unul care n-a avut sentimente. Între noi mai sunt. Dar problema nu e asta. E problema cum le rezolvăm. Cum îți iei soția? Cum îți iei copiii?
Cum stai de vorbă cu ei? Nu ești numai cocoș și de ăla care baici cu pumnul în masă sau în amvon, că de aia se ajunge de multe ori la violență chiar în biserică. Și sunt împotriva celor ce pun pe YouTube tot felul de prostii. Bate cu pumnul în masă, că pumnul în amvon și spune se face numai cum zic eu. Asta nu-i pocăiește, nu-i scriptural. Am început în 99, în Vigea Nueva, biserica. Și dintr-o dată m-am trezit în Vigea Nueva cu 40 de biserici sau 50 de biserici. Și au venit unul la mine și mi-a spus așa, la noi la Deș. Altul a venit și mi-a spus la noi la Moldova. Alții au venit și mi-a spus la noi la Nepos. Alții au venit și mi-a spus la noi la Cluj. Alții mi-au spus la noi la Arad. Alții la Sebeș, la noi. Și am început să-mi facă capul atât de mare. Și am zis, ce fac acum? Și am zis, nici cum la Sebeș, nici cum la Nepos, că am venit eu de acolo, nici cum la Dej, că a venit Cornel, nici cum a venit fratele de la Moldova, de la Botoșani. Și o să încercăm să ne raportăm corect la Scriptură. Este un drum de mijloc, este o cărare și cărarea aceasta este Hristos, slăvit să fie numele Lui. Și când toți ajungem la un numitor comun și când toți ne lăsăm călăuziți de același Duh, nu de orgolile noastre, nu de principiile noastre, nu de părerile noastre și de părerile Scripturii. Răul pândește la ușă, dar tu să-l stăpânești. Vreau să merg mai departe. Nu am o schiță de predică, dar iubesc cartea aceasta și pot să predic fără schiță. Și probabil unii zice, bă, se mândrește. Nu, departe de mine gândul acela, departe de mine gândul acela. Vreau să rămân smerit, fiindcă înțeleg Scripturile că celor smeriți Domnul le dă har. Vreau să rămân smerit. Sunt și vreau să rămân. Vreau să vă aduc un alt pasaj, tot din cartea Genesei. Un tată are 12 fii și unul cu numele de Iosif, într-o zi vine și le spune fraților săi, am să vă spun ceva, m-am culcat și Domnul mi-a arătat un vis. Mi-a arătat un vis cum eram la câmp, la secerat și atât de mult mi-aș dori să înțelege toți cei la Siceratul. La noi la țară a fost tata ara cu vacile, cu cai și apoi se semăna cu mâna, așa noi. Și apoi ajungea Siceratul și Siceratul mergea cu secera, erau femeile și bărbații mai erau. Tăiau cu secera, apoi făceau snopi. Îi lega, luau snopă din spicilele cele, făceau un nud acolo, după aceea lega snopul și așeza snopul. Îi mai lăsa câteva zile să se usuce. Apoi făcea niște clăi, pompari, punea una așa, unul între alte. Și Iosif vine și le spune fraților săi, eram la secerat, eram pe câmp, că așa de frumos e pe câmp, de aceea chiar vă invit tinerilor și copilor, mai lăsați-i să iasă pe câmp, nu mai tot în casă, lăsați-i să iasă, să vadă de unde naște un izvor, lăsați-i să vadă cum este o piatră, cum este un arbru, un copac, să vadă natura, să vadă ceea ce a creat Dumnezeu, luați-i cu voi, duceți-i la vendimiat, învățați-i. Și eram la secerat. Și atât de frumos e că fiecare să secere, să-ți face snopul lui. Și spune la un moment dat, snopul meu s-a înălțat mai presus. Și ceilalți snopi au venit și s-au strâns, că așa cum trebuie să ne strângem unul lângă celălalt. Au venit și s-au plecat înaintea snopului meu. Ha! Ha! Dar nu vei domni tu, dar nu vei fi tu șef, că
de șefie tot se îndeamnă, dar de la lucru se dă cât se poate în spate. Și nu mai trece mult și mai are alt vis. Și acum mai vine și le spune și la frați, și în visul acesta se include și soare, se include și luna, se include și 11 stele. Și spune că s-au plecat înaintea lui, până și tatăl lui îl mustă. Și spune, dar n-o veni eu și mama. Că de multe ori vin copiii și ne spune și noi ne credem că suntem atât de deștepți că n-avem de măsat de la copii. Am eu o vorbă și vă spun și dumneavoastră. Toți cei ce sunteți aici împreună cu mine avem de învățat. Și avem de învățat și de la furnică, avem de învățat și de la un măgar, avem de învățat și de la cel mai neînsemnat, avem de învățat. Și dacă te consideri că n-ai de învățat, încă n-ai ajuns să-L cunoști Scripturile, n-ai ajuns să-L cunoști pe Dumnezeu. Avem de învățat, avem de învățat de la copiii noștri, avem de învățat de la nepoții noștri, avem de învățat de la marocani, cum să fim perseverenți, să ne rugăm, ei se roagă de 5 ori, hăi, dă-i, nu multe ori mai zicem la lucru, bă, da, tot se roagă, el și-a poriblocul și ia și când e ora de rugăciune, să pleacă pe genunchi și poate să tune, să fulgere că el se roagă. Că el știe că în religia lui trebuie să roage de 5 ori. Dar când pe noi ne cheamă la rugăciune, și ba, iară. Avem de învățat. Și omul înțelept, ascultați-mă bine, învață. Omul care nu-i înțelept, nu învață. Că se crede înțelept. Și după ce se întâmplă, ce se întâmplă, spune Scriptura că frații lui Iosif nu mai puteau să-i spună o vorbă bună, o vorbă prietenoasă. Și priviți cât de șerete diavol, că nu l-i omori prima dată, că nu îi vei vorbi prima dată de rău, că diavolul își șiret și le așează el așa. Și nu mai putea să-i spună nicio vorbă bună. Și încep să fiarbă-ne-i, și încep să fiarbă-ne-i, și încep să dea volta, și încep să dea volta, și încep să dea volta. Până într-o zi, când apare, și acum ei și-aduc aminte de visele pe care le-a spus Iosif și spune, iată, priviți cum spun ei, făuritorul de vise. Că parcă noi ne punem în pat și ne făurim vise. Iată făuritorul de vise. Hai să-l prindem. Hai să îl aruncăm în groapă. Hai să-l omorâm și să vedem ce se va întâmpla cu visele lui. Că la nimic, de la nimic, așa cum v-am spus, de la nimic pleacă acest duc să lucreze de violență. Ascultam nu de mult o știre și i-au condamnat pe un primar al New York-ului, dacă nu greșesc, când se ridică în fața oamenii și spune cuvintele acestea. Acuzând o lege care s-a aprobat cu mulți ani în America și spunea, din momentul când s-a aprobat legea aceasta și când s-a scos din biserici rugăciunea, a început violența și s-au dat arme și au ajuns la violență, la omor. Ca apoi să plângă, ca apoi să spună de ce. Părinți dragi, vă rog din tot sufletul, ca unul care din ce în ce văd tot mai accentuată atacurile celui rău,
asupra familiilor, asupra tinerilor și asupra bisericii. Mergem mai departe în cuvântul pe care l-am citit în dimineața aceasta și versetul 22 spune în felul următor. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului. Și oricine va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului Ghenei. Nu știu dacă suntem conștienți cu adevărat de cuvintele Scripturilor. N-o să mă obosesc să spun familiilor, să spun bisericilor, nu vă jucați cu vorbele. N-o să mă obosesc să le spun părinților, binecuvântați-vă copiii. Și probabil unii faceți om mari și spune, acum, dar noi nu suntem de aia care blestemăm. Dar când spui copilul tău că nu-i bun de nimic, nu-l binecuvintezi. Când spui soțului tău că nu-i bun de nimic, că altul câștigă mai mult, nu-l binecuvintezi. Când spui soției tale, alta face mâncare mai bună, nu-o binecuvintezi. Lasă-mi, te rog, versetul acesta, că de aici să desprindem câteva învățături fundamentale. Dar eu vă spun. Cine spune cuvintele acestea? Puiul căuta să ne tragă un pocuit-o la un dialog. Dar eu vă spun. Cine zice cuvintele acestea? Știu că acum vă frică, că nu va să răspundeți ceva și apoi știi cum e, că spui, mă, ne batem cu botele noastre. Mai bine să te bați câteodată și cu botele tale decât să ajungi în fundul iadului. Dar eu vă spun că oricine se mânie. Dacă aș pune întrebarea aceasta, eu cred că n-are nimeni curajul să ridice mâna sus și să spună eu niciodată nu m-am mâniat. Și chiar să ridice mâna, nu l-aș crede. Nu l-aș crede. Și probabil îmi zic, bă, dar mi-e că ești tare necredincios. Tu, așa sunt eu. Nu l-aș crede. Dar oricine se mânie, ne mâniem, dar trebuie să știm să ne stăpânim, să ne calculăm, să nu dăm afară, să nu răzbutim. Îmi aduc aminte că lucram în textila și îi spunea unii, păi să uite la noi, că la unii se uită, înțelegi, se uită. Și spunea unul, pământică să nu spui tu că nu te uiți și tu în sus, că nu știu ce, ba, când lucrezi acolo și se strigă mașina și iai ciocanul și când îți dai cu ciocanul peste deget, va zice, te uiți și tu în sus și nu știu ce zici, cum zic ei, știi? Păi să nu-mi ziceți că nu se mânie șoferii, că se bagă unul și vine cu trailerul ăla cu 40 de tone după el și unul vine și se bagă înainte și pune o frână de îi scârțe rosele și nu că nu se mânie. Bă, ăla! Păi să nu zic că nu se mânie ăla care lucrează în construcție, că pune unul gresia și o pune tă cu colțuri și trebuie să o dai jos. Să nu se mânie că nu se mânie că pune pe fată să-i facă mâncare și taie ceapa și o taie mai mare. Și apoi, bă! Dar e problema ca să știi să te stăpânești.
păcatul stăpânește, bate la ușă, dar tu să-l stăpânești. Să n-apună soarele peste mânia voastră. În viața de slujire am învățat multe. Am învățat chiar de la cei care probeam, creiam că eu trebuie să-i învăț. Și nu pot să uit niciodată o familie, când am ajuns în familia aceasta și bărbatul acesta mi-a spus așa: Mitică, eu înainte ca să merg la culcare, mă duc la scumpa mea soție și îmi cer iertare. Și am vrut să fiu atent, să văd de ce și e ce e el iertare. Când de multe ori, păi nu-mi cer iertare să treacă peste mine orice a trece. Mulțumesc, Domnul, că am luat de la tata și am luat și am luat de la mama cei mai buni. Mama mea spunea, păi de 100 de ori pot să-mi cer iertare. Tata, Și spune, îmi cer iertare de la soție. Că spunea el, mă culc și nu știu dacă mă mai trezesc dimineața. Și dacă nu sunt în păcat cu soția mea, și nu mă mai trezesc dimineața, ajung în fundul iadului. Ascultați, femei și bărbați, care vă culcați în pat și vă întoarceți cu spatele unul la celălalt. Și pufăiți unul lângă celălalt. Și nu mai dă Domnul să treacă noaptea ca să vină dimineața. Că ai fost macho, că ai fost bărbat și ți-a fost greu să spui, te rog frumos, scumpa mea, Anca, te rog frumos să mă ierți, am fost necioplit. Că te rog frumos să mă ierți, scumpul meu bărbat, că am fost necioplit și te-am îndejosit. Să n-apună soarele! Că spun unii ăștia spirituali, nu-i vorba de soarele ăsta, e vorba de soarele neprihănirii, de Iisus. Să n-apună, să nu vină ziua Domnului și să te prindă neîmpăcat. Dați-mi voie să vă spun că dacă apune soarele ăsta, s-ar prea putea să apună și ălălalt. Cât de frumos e să trăiești în pace, în armonie. Cât de frumos să învățați surorile mele de la Sara, care zicea lui Avram, cum? Domnul meu, acum mai nou se zice iubi, nu, nici iubitul, că zice iubi, iubi încoace, iubi încolo. Dar dați-mi voie să vă spun că numai de aici. Dar în fond și la realitate nu e așa, că e violență, că se ciocnesc, că stau în aceeași casă numai, dar nu pot să se vadă. Că îl iubește atât de mult când aduce salariul în casă. Că unii sunt romantici de o martie, aniversare când s-a căsătorit și alte și alte. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Ascultam o predică al lui fratele Lazar Gog cu privitoare la Israel și cu privitoare la cei ce se trag din Avram și spunea el: cel mai greu lucru e să faci pace între frați, între verișori de-a întâilea, de-a doilea și de-a treilea.
Și spunea el, arătând din Biblie, despre Ismael, despre ăsta, despre ăia, că de-aia nu-i pace, de-aia nu-i liniște în Orientul Mijlociu, că nu se pot vedea frații. Esau cu Iacob nu se poate vedea, că unul l-a înșelat. Că altul, după ce a venit și când Dumnezeu a găsit cu cale să-l scoate, a spus, nu treci prin Edom, nu treci, nu-ți dau voie să treci. Că vin cu 400 de bărbați înarmați înaintea ta și te nimicesc. De-aia e nevoie de o Abigail. Care să iasă înaintea lui David și să spună, Domnul meu, eu sunt vinovată. Eu n-am fost atentă. Când te-ai trimis pe rob, pe slujitori, eu sunt. Că unii cred că dacă își cer iertare, le vor cădea gradele. Că unii cred că dacă se recunosc că sunt neputincioși, spune, bă, dar ăla nu-i mai bun să conducă și să facă. Nu, e o concepție greșită. În momentul când vei recunoaște că depinzi de Dumnezeu, în momentul când vei recunoaște că ai falimente, oamenii te vor aprecia mai mult. Va cădea sub pedeapsa judecății. Cum? Cel ce se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății? Păi nu-i violență, e mânietul. Că de aici începe. Că de aici. Azi un picuț, mâine un picuț, mâine un picuț, mâine un picuț și apoi ajungi să spui și tu ceea ce spuneau ei de pe timpul lui Ieremia, haideți să-l ucidem. Atâți morți sunt printre noi. Și ce-i rău că nu știi? Că dacă ți-ar spune... Bă, ai greșit acolo. Atunci ai greșit. Dar nici istorici. Și oricine va zice fratelui său la noi, nu se vorbește așa. Pe la noi, prin familie, nu se vorbește așa, nu, noi suntem de ăia în icone. Dar cine zice fratelui său, prostele va cădea sub pedeapsa soborului. Așa e că suntem de multe ori neciopliți în vorbire. De la mama am învățat unele lucruri că dacă i-ai deschis ușa buzelor și i-ai dat drumul, aia înapoi nu mai vine. De-aia e frumos să cunoaștem scripturile, scripturi care spune câtă vreme a stat ce rău înaintea mea. Am stat ca și mut. În tăcerea mea, deși durerea mea nu era puțin mare. O să te vină și să te țăcăiască. O să vină și să te provoace. O să te vină și să te înțape. O să vină și să te tragă de haină. O să vină, așa cum nu pot să uit niciodată, Dumnezeu m-a apărat. A fost o perioadă în viața mea când... frați, care a fost atât de buni cu mine că cu număr necunoscut mă sunau noapte după noapte, noapte după noapte. Era soția lângă mine și vedea că începe să-mi palpiteze inima și să se roage lui Dumnezeu spunând, Doamne, mai ține-mi-l încă în viață. Numai așa să pot să scot o vorbă. Să scot o vorbă ca să aibă de ce să se agățe și să mă condamne.
luni, luni de zile. Și am zis, Doamne, dacă Tu nu mă aperi, cine poate să mă apere? Aia-i frumos, să cunoști Scriptura aceasta și când cineva te provoacă, să ia pe sfințit, așa cum e vorba aia. Să-ți pui mâna la gură. Și nu-i nicio problemă că e vorba aia, elicoplas, spune, să pui elicoplas. Nu-i nicio problemă, ți-o rămâneau un picuț urmele, dar după aceea o să le dai jos și o să vezi ce frumos să vorbești după aia. Prostule! Bine, dragi, printre voi să spun lucrurile acestea, familii dragi, prin familii să spun lucrurile acestea. Biserică dragă, printre noi să spun lucrurile acestea. Ba, eu am spus o glumă, bă, prostule. Am spus o glumă. V-am spus de la început, aveți grijă cu ceea ce spunem. Am spus o glumă, e o glumă, frate, e o glumă, soră. E o glumă, tânărule, e o glumă, e o glumă. Că de la o glumă vine altă glumă și de la o glumă vine altă glumă și de la până ajunge că nu mai e glumă, că se îngroșează atât de tare că se împlinește cuvântul acesta. Vei cădea sub pedeapsa soborului. Echibibria. Și oricine va zice nebunule, va cădea sub pedeapsa focului Ghenei. Dar lasă-l, că acum folosim cuvinte așa mai domnești, mai, că noi suntem civilizați, noi nu suntem ca bunicii noștri, mai țărani aia, mai neciopliți. Că noi nu-i spune nebun, că lasă-l, că... are mai puțin, că e un pocuit-o mai retrasat, știi? Nu-i spune nebun, nu. Că e un pocuit-o mai... Știi cum e că noi îl îndulcim, știi? Ne vine să râdem, dar sunt niște lucruri reale. Și dacă nu ne îndreptăm, va fi vai. Și oricine va zice nebunule, va cădea sub pedepsea focului Ghenei. Știi pentru cine ai pregătit pedeapsa aceasta, focul Ghenei? Știți pentru cine ai pregătit? Dar de ce ajung oamenii acolo? Nu lăsa gura să te bage în păcat. Nu lăsa gura aceasta să te bage în fundul iadului, în focul Ghenei. Din cuvintele mele, din cuvintele tale, vei fi scos fără vină și din cuvintele mele și din cuvintele tale vei fi, spuneți dumneavoastră acum. Că unii zic, păi ne jucăm, putem face ce vrem, că Dumnezeu nostru e bun, e bun, Domn, dar și drept. Îi bun, Domnul, dar și un foc mistuitor. Și vreau să vă spun că nu va lăsa nepedepsit pe cel ce continuă și continuă și continuă și continuă și continuă, fiindcă spune cartea Domnului cu care închei, citesc din cartea Domnului, din cartea Romanilor,
cuvântul care spune în felul următor: nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comară de mânie, pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți ale Dumnezeu. Ce-i de făcut? Pocăință la sfințenie, la pune strajă guri, a ne ierta unul pe celălalt, cum ne-a iertat Hristos, a ne iubi unul pe celălalt, așa cum ne-a iubit Hristos. Că mai auzi pe unii: n-ai, nu merită să-L iubesc, nu merită să-L iert. Și întreb: dar tu ai meritat să fii iertat? Dar eu am meritat să fiu iertat? Dar voi ați meritat să fiți iertați? Da, noi am fost și am meritat să fim iubiți? Și tot cu cuvântul vă răspund: El ne-a iubit pe când noi eram răi. Nu eram buni. Atunci ne-a iubit El. Așa să ne iubim și noi unii pe alții. Că când suntem buni ne putem iubi, dar când ne mai călcăm pe picioare e mai greu. Dumnezeu să ne binecuvinteze și pun numele Domnului și duhul de violență să plece din biserica Emanuel pentru totdeauna. Duhul de violență să plece din familiile bisericii, din mintea și din inima tinerilor. Și noi ca părinți să fim atenți, să fim atenți, să fim atenți și, repet, să fim atenți. Să nu le dăm în mână lucrurile de care mai târziu vom plânge și ne vom voita. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Mulțumim Domnului pentru cuvântul din dimineața aceasta. Mai avem o dorință de a lăuda pe Domnul cu o cântare. Fratele Dan Savu va lăuda pe Domnul și apoi o merge spre încheiere. Amin. Valoarea ei a o plătit.
cerută de Iisus. Dacă o ai bogat, ești îndeajuns. Ea te înalță către Dumnezeu. Împărtășie zi de zi cu El. Smerenia e o floare rară, numai ce sfinți o pot găsi. Doar numai ei pot în viață valoarea ei a o plătit. Smerenia e o floare rară, numai ce sfinți o pot găsi. Doar numai ei pot în viață valoarea ei a o plătit. Iisus, aș vrea smerit și blând să fiu ca tine în viața mea. Smerit și blând să fiu ca tine, Iisus, aș vrea. Să ocupăm locul, frați și surori, mulțumim Domnului pentru că până aici a fost cu noi, mulțumim pentru cuvântul care ni s-a rostit în dimineața aceasta, să ne ajute Domnul să luăm seama la cuvântul Domnului, Domnul să ne binecuvinteze. După masă, din nou ne întâlnim la casa Domnului de la ora 6, va fi un program al tinerilor, Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea lor. Apoi, peste săptămână, programele lui seara, repetiție fanfară, marți seara rugăciune, joi seara de asemenea rugăciune, apoi sâmbătă, nu uităm, de la ora 11, va fi o conferință a bărbaților, a fraților, va fi împreună cu noi, cu ajutorul Domnului, fratele Viorel Iuga din România, Domnul să-l binecuvinteze. Apoi seara, sâmbătă seara, va fi o conferință de tineret, de la ora 5, apoi duminica va fi o conferință pentru toate familiile. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Cu acestea fiind spuse, vă dorim tuturor poftă bună și Domnul vă binecuvinteze. Amin.